Salve, dacă tot beau o bere în parc, haideți să vă vorbesc despre istoria beției la români. Este o carte foarte interesantă care ne arată că acest viciu nu este de ieri, de azi, ci de acum 2000 și ceva de ani, de fapt cam de când avem mături istorice, ba chiar de când avem descoperiri arheologice. De exemplu, avem descoperiri arheologice în zona României de peste 2000 de ani, de amfore de vin, de cum se numesc, sâmburi din aceea de strugure foarte micuți de special pentru vin și avem o grămadă de mărturii. De exemplu, la dramaturgii greci antici se spunea când bei îneștire că bei ca un scit sau când, de exemplu, nu puneai apă în vin, pentru că în Grecia antică se punea apă în vin. Deci, vă dați seama, știții sunt, erau populația din zona Moldovei a Ucrainei actuale. La fel, în une din piesele acelor dramaturgi greci, antici, sunt geți care le au bine de tot cu băutura și care spun foarte mândri că da, așa suntem noi, exagerați, dar așa suntem noi. Probabil că nu degeaba burebista a hotărât ca să taie viile, știți, celebra poveste. Mergem mai departe, nu spune numai aceasta, trece și în perioada medievală, care povestește foarte, foarte interesant cum erau banchetele voivodale, credeți-mă, foarte grele, adică în momentul când ajungeai acolo, deci erau boierii, era voivodul, mitropolitul în stânga lui și prima dată se închina paharul pentru Dumnezeu. Mitropolitul, după ce spunea și o rugăciune. Trebuia să-l bei până la fund. După aia se închina pentru voivod. Din nou trebuia să bei următorul pahar, care era din tamai paharul, nu așa degetat. Până la fund și pe ăla, toată lumea. După aia se închina pentru mitropolit. Trebuia să-l bei și pe ăla. După aia pentru tot felul de, pentru împăratul, pentru nu știu ce, pentru nu știu cum. Și la final erau acolo, erau servitorii care stăteau treiești ca să poată să ia pe boierii beți muci de la masă să-i ducă acasă. Și se continuă în modernitate, în perioada antebelică, în perioada interbelică. Nu mai știu, cred că prin 1800 sau 1800 ceva, la un moment dat se povestește cum în Iași erau 1600 de beciuri în care se bea în mod public vin, țuică, răchie și alte chestii. Un an vesel până la urmă, da, asta este, nu? Dacă vă place cartea aceasta, vă recomand următoarea, Istoria prostituției, de același autor.